Sunteți gata? Sunteți gata, da? Bună ziua, dragi agricultori! Bună ziua, stimată presă! Nu vreau mult timp să vorbesc despre situația în sectorul agrar. S-a vorbit foarte mult despre ceea ce avem, doar o singură remarcă. Două săptămâni am fost practic în toate raioanele din centru și sudul țării. Vreau să vă spun cu toată responsabilitatea, am analizat și niște cifre statistice, Republica Moldova se confruntă cu cea mai severă secetă în istoria independentă, independenței Republicii Moldova din 92 încoace. Ea este comparabilă și o să vedem acest lucru la toamnă cu seceta din 1946-1947. Lucru despre care noi am anunțat încă în martie și cu părere de rău s-a confirmat acest lucru. Noi am avut cazuri când era situația mai proastă cu prima grupă de cereale, am avut situația când erau probleme cu a doua grupă, dar să fie compromise în două treimi de raioane, culturile cereliere de toamnă și culturile cereliere și tehnice de primăvară, așa ceva noi n-am avut niciodată. Situația este mai mult decât gravă. Și dacă cineva crede că iarăși, cumva de la sine se va rezolva problema sectorului fără participarea sistemică, fără abordarea complexă din partea autorităților statale, vă greșiți amarnic. Ramura riscă să intre în câteva luni în insolvență. Nu vorbim de zeci de fermieri, vorbim de mii, dar poate și zeci de mii de agricultori. Situația este catastrofală. Pe parcursul săptămânii am auzit mai multe propuneri de la mai multe forțe politice despre necesitatea convocării ședinței Parlamentului și solicitarea din partea lor să fie făcută această convocare. Platforma Demnitate și Adevăr, cea care a venit pe 27 iulie încă cu asemenea solicitare, constată cu mare îngrijorare că aceste apeluri către conducerea Parlamentului să fie convocată ședință deja sunt interziate. Și termenele care au fost anunțate până la 16 august, până la 20 august, nu știu când, cu speranța că conducerea Parlamentului o să facă convocarea ședinței extraordinare, mi se pare că nu vor da niciun efect. Noi am solicitat pe 27 iulie de la conducerea Parlamentului acest lucru, suntem azi 7 august, nu a fost nici o reacție. Iată de ce Biroul Politic al Platformei DA a împuternicit fracțiunea parlamentară a formațiunii să inițieze convocarea ședinței extraordinare prin altă cale. După cum cunoașteți, ședința extraordinară în conformitate cu articolul 37 al regulamentului Parlamentului poate fi convocată la solicitarea președintelui Parlamentului sau președintele țării, lucru care nu s-a întâmplat, sau la solicitarea a o treime din deputați, sau 34 la număr, dacă să luăm matematica din Parlament. În situația în care conducerea Parlamentului și Igor Dodon, care este preocupat cu lucrurile personale electorale și nu cu problemele agriculturii, în situația când
solicitarea noastră a fost ignorată din 27 iulie. Noi, deputații fracțiunii Platforma DA, conform deciziei biroului politic, vom iniția colectarea semnăturilor pentru convocarea ședinței extraordinare a Parlamentului. E nevoie de 34 de semnături. Mai mult ca atât, noi deja am venit și cu propunerea ordinii de zi pentru următoarea ședință, întrucât așa sunt rigorile reglementare. Rigorile regulamentului Parlamentului privind necesitatea formulării ordinii de zi. Noi propunem trei puncte. Primul, audierea prim-ministrului și ministrului agriculturii, dezvoltării regionale și mediului privind situația în agricultură, nu doar simplu audiere, dar țintită, prin prisma a necesității introducerii stării de urgență în mai multe raioane ale țării în legătură cu calamitățile naturale, b. adresării către partenerii externi după asistență, c. majorarea semnificativă a subvențiilor pentru agricultorii afectați, d. introducerea facilităților fiscale pentru agricultorii afectați. Cu părere de rău, deputații nu pot veni, nu pot soluționa fără guvern aceste probleme. Conform legislației, starea de urgență se introduce la propunerea guvernului sau președintelui. Modificările, rectificările bugetare sau facilitățile fiscale pot fi introduse, iarăși, cu avizul obligatoriu a guvernului. Fără acest lucru, deputații singuri nu pot să facă. Iată de ce noi dorim să avem o audiere prim-ministrului, în primul rând, să pregătim până atunci un proiect de hotărâre. Dacă guvernul singur nu vine cu propunerile de rectificare, de facilități fiscale, de introducerea stării de urgență, să încercăm în cadrul Parlamentului să pregătim un proiect de hotărâre a Parlamentului prin care să obligăm guvernul să facă acest lucru. A doilea punct, să fie examinată inițiativa Platformei DA, numărul 204, cu privire la modificarea articolului 4 a legii cu privire la Camera de Comerț și Industrie, prin care noi vom debloca tehnic procedura eliberării certificatelor de forță majoră. Proiectul cu care noi jumătate de an încercăm să promovăm este necesar nu doar pentru agricultori, dar la moment, în primul rând, pentru dânșii, și este, cu părere de rău, blocat de Ministerul Justiției. Și punctul 3, proiectul numărul 323, cu privire la instituirea vacanței fiscale pentru unele categorii de întreprinderi. Aici se propun vacanțele fiscale inclusiv pentru toți fermieri afectați de calamități naturale. Iarăși, clar lucru că această inițiativă are nevoie de avizul guvernului și de poziția pozitivă a guvernului. Dar iată, aceste trei inițiative pot fi și trebuie să fie examinate la următoarea ședință extraordinară a Parlamentului, care ar fi bine să convocăm cât mai rapid, întrucât situația, repet, este foarte, foarte dificilă în sector. Noi suntem gata și pornim, probabil de azi, consultările cu alți deputați. Nu putem noi singuri, clar lucru, nu putem noi dicta cu 11 mandate ordine de zi. Este necesar să discutăm cu celelalte, forțe politice din Parlament, cu toate. Că întrebarea este de salvarea ramurii și interesele politice ar trebui să fie lăsate la o parte. Suntem gata să discutăm proiectul ordinii de zi și vom accepta orice alte proiecte elaborate în beneficiul agricultorilor, cu condiția că inițiativele respective să fie realiste, lipsite de populism și fără intenție de a obține dividende politice electorale gratuite. Poziția noastră, și noi nu odată am vociferat-o,
agricultorii au nevoie de trei lucruri. Bani pentru compensare, prima, bani pentru compensațiile, compensarea cheltuielilor și nu aceste sume de bătaie de joc cu care au venit acum guvernul, dar mult mai consistente. Noi considerăm că la sesiunea extraordinară noi putem identifica minimum 500 de milioane pentru acoperirea cheltuielilor la prima grupă, grâu, ors, rapiță. În septembrie vom identifica banii și pentru culturile de primăvară, pierderile la aceste culturi. 2. Forța majoră, stare de urgență, certificatele de forță majoră, acest lucru o să permită agricultorilor să reeșoloneze datoriile față de creditori privați, în primul rând băncile, în condițiile favorabile pentru agricultori, în condițiile agricultorilor. Și acest lucru este de competență guvernului și parlamentului. Și 3. Anunțarea vacanței fiscale, minimum pe un an, pentru toate impozitele și plățile sau parțial, în primul rând pentru fondul social și de medicină, la care tare insistă agricultorii, întrucât practic nu dispun de bani să achite și salariile și impozitele aferente, sau una sau alta. Și aici e nevoie de vacanță fiscală pe un an și iarăși, repet, este în competența guvernului și parlamentului. Iată aceste trei lucruri. Mai mulți bani pentru fermieri afectați, forța majoră și vacanța fiscală, sunt și revendicările fermierilor și sunt lucrurile posibile de implementat. Iată de ce noi reiterăm solidaritatea noastră cu revendicările agricultorilor și încă o dată repetăm că cerințele lor și protestele lor sunt justificate. Dacă guvernarea n-a să înțeleagă situația reală, reală pe teren, consecințele pentru economia țării, falimentul agricultorilor, pierderea miilor locuri de muncă, exodul masiv, probleme mari pentru localitățile rurale, toate aceste consecințele sunt inevitabile și nu de perspectiva de 3 sau 4 ani, dar chiar de câteva luni. Iată de ce noi chemăm la responsabilitate această guvernare, chemăm la responsabilitate toate forțele politice din Parlament și cu asta eu conchid. Imediat după acest briefing voi transmite propunerile noastre la alte fracțiuni, astfel încât să elaborăm ordine de zi comună și să colectăm săptămâna viitoare 34 de semnături pentru ședința extraordinară, fără că să așteptăm până la 16 august sau mai târziu voință din partea conducerii Parlamentului sau președintelui. Dacă cumva apare aceste dorințe de a convoca ședința, văzând că având această presiune din partea opoziției și fermierilor, ok, dar după ce au trecut aproape 2 săptămâni de la primul apel a platformei privind convocarea ședinței extraordinare și noi nu vedem nicio reacție, nu vedem sensul să pierdem timpul. Săptămâna viitoare avem nevoie de 34 de semnături și ordinea de zi pentru ședința extraordinară. Posibil la această ședință extraordinară să vină și mai mult fermieri. Întrucât înțeleg că mulțumirea și revolta este mare și putem să așteptăm la următoarele proteste. Asta fiind spus, vă doresc o zi cât mai frumoasă și mai multe contacte cu fermierii. Vorbiți cu dânșii să vedeți care este situația reală pe teren.